Lucian Lepădatu, agent de poliție în cadrul biroului rutier Ploiești, a salvat viața unui tânăr aflat în pericol de înec în stațiunea Costinești. Polițistul, în vârstă de 22 de ani, era în concediu de odihnă și se afla pe litoral alături de familie. În dimineața cu pricină, a observat în mare un tânăr care se zbătea și striga după ajutor. Fără să stea pe gânduri, tânărul agent a sărit în mare și, ajutat de un colac de salvare, a reușit să-l aducă la mal în siguranță, fără a mai fi nevoie de intervenția vreunui echipaj de salvare. S-au auzit din mare niște strigăte de ajutor. De două ori am auzit, prima dată am crezut că mi s-a părut, dar la un moment dat vreo două persoane din spatele nostru au început să zică strigă cineva după ajutor, e mare. E, în momentul în care m-am uitat să văd, zic, chiar așa o fi sau mi s-a părut și lor. Și bineînțeles că am văzut două persoane, erau doi băieți, în jur la 20-21 de ani. Unul era lângă geamandură, să zic, celălalt era cam la vreo 10 metri. Persoana care răspund că dacă nu ajungea lângă el, se neca. În momentul respectiv, când m-am ridicat de pe cearșaf, am văzut o femeie cu o fetiță având un colac și bineînțeles că n-am mai stat gândesc prea mult, m-am dus la doamna respectivă. I-am zis, doamna, dați-mi repede colacul că se neacă băiatul din mare. N-a apucat să-mi zică nici da, nici nu, mi l-a întins, după care am notat că am putut de repede să ajung la băiatul respectiv. Când am ajuns la el, i-am pus colacul pe cap, bineînțeles că nu știa ce să facă, îi zic, trage mâine în exteriorul colacului. A început să-mi zică, mulțumesc frate, mulțumesc mult, ai venit. Și bineînțeles că m-am tras până la țărm. După care s-a așezat 15 minute, să zic, la țărm și după care a plecat. N-am stat să-l întreb cum îl cheamă, de unde e. Nu este prima dată când polițistul trece printr-o astfel de situație. În urmă cu câțiva ani a salvat alți doi copii de la înec. Întâmplarea de la Costinești nu mi-a fost teamă că am avut și acel colac cu mine, că la un moment dat chiar mă gândeam, zic, dacă n-aveam acel colac, mă gândeam că să sperie, să agată de gâtul meu și poate riscam să ne înecăm amândoi. În prima întâmplare mi-a fost că atunci n-am avut nici colac, n-am avut absolut nimic și eram și mai mic. Lucian a terminat școala de agenții de poliție de la Câmpina și de un an lucrează la biroul rutier Prahova, așa cum a visat de mic. Nu a existat alternativă pentru el și a dorit să îmbrace haina de polițist și azi o face cu mândrie și devotament, chiar dacă uneori întâmpină și situații mai dificile. Îmi place că aici și am vrut să ajung de prima dată, mi-a plăcut dintotdeauna, adică să fiu polițist la rutieră. Comunic cu cetățeanul, să îl îndrum, peste tot este riscul, să zic așa, nu doar la noi la rutieră, toți suntem în pericol, să zic așa. Și cei de la ordine publică, același pericol îl au și ei. Vorbesc cu cetățenii, unii reacționează urât, alții mai bine. Pentru gestul său de curaj, Lucian a fost lăudat de colegi. În punctul meu de vedere, ceva omenesc și ar trebui cu toții să ne ajutăm între noi. Nu ar trebui să ne lăsăm chiar așa la greu, mai ales cum era și situația respectivă, când după ce l-am tras pe băiatul respectiv, mă uitam că toată lumea filma cu telefonul, dar niciunul n-ar fi venit. Cel puțin când am ajuns la mal, să dea o mână de ajutor să ne tragă pe toți.